Domnule Petrescu, care e atmosfera la echipă după această pauză internațională? Bună seara. Pot să spun că antrenamentele au decurs foarte bine în această perioadă. Am avut ceva jucători plecați la echipa națională. Mă refer la Manea, la Burcă și la Libec, la Naționala României. Portarul Otto a fost la Under 20, din păcate știți ce s-a întâmplat, ce rezultat a fost. Și Isus s-a întors ieri de la Naționala Bosniei, unde a jucat ultimul meci titular în 90 minute împotriva Ucrainei. Ceilalți jucători s-au antrenat foarte bine. Nu au fost mari probleme de lot, de accidentări, doar Petrilă în continuare e accidentat. Și pentru meciul de la Craiova, cred că nici Alibec nu va face parte din lot, deoarece a venit accidentat de la echipa națională. În rest, toți jucătorii au avut dispoziție bună. E bine când câștigi ultimul meci. Noi am câștigat ultimul meci în campionat și atmosfera a fost foarte bună. În momentul de față, la fel, dar ce mă îngrijorează cel mai mult e faptul că după fiecare pauză am pierdut. Două înfrângeri avem și ambele înfrângeri au venit după pauza competițională, cu Botoșan și cu Rapid. Ăsta e lucrul care l-am spus și la băieți, mă îngrijorează. Sper să reușim această dată să nu mai pierdem, pentru că ar fi păcat după un parcurs foarte bun în acest sezon. Care e starea de sănătate a Alibec? Din câte știu, s-a accidentat la amicalul cu Unirea Deși. Da, acum așteptăm să vedem. Cred că săptămâna viitoare va începe antrenamentul. Și Omrani? Că la Omrani m-am referit, cred că el s-a accidentat în meciul cu Deși, nu? Nu, Omrani a ieșit în minutul 90, așa. Pentru 45 că au jucat o repriză fiecare. A accidentat la Gleznă, dar de două zile s-a antrenat. Să vedem mâine dacă va reuși să antreneze și după aia voi lua o decizie în privința lui. Universitatea Craiova a schimbat deja, a ajuns la al treilea antrenor, să spunem așa, Eugen Trică, cel care a promovat echipa, a revenit. Vă așteptați la o replică puternică din partea lor? Da, indiferent cine era antrenorul Craiovei, ne-am fi așteptat la un meci greu, dar așa cred că va fi și mai greu, deoarece Trică, care a fost la CFR Cluj, o mare perioadă a carierei, și care s-a simțit foarte bine aici, va încerca să demonstreze ceva, plus că la Craiova el a reușit promovarea, poate pe nedrept a fost dat afară sau, eu știu, trimis la plimbare și cred că i s-a făcut dreptate că s-a întors. Asta nu înseamnă că antrenorii dinainte, eu știu, nu au valoare, dar sunt convins că, cum îl știu eu, Pătrică, va reuși să motiveze echipa. Au jucat și un meci amical cu el, acum au câștigat 4-1 cu Steaua, echipa din Liga a doua, și nu e ușor să câștigi, că noi jucăm, am jucat cu Deja, am bătut cu 1-0, de exemplu. Orice meci în care dai 4 goluri înseamnă că a adus un spirit în atac, pentru că problemele Craiovei în campionat au fost în atac, nu în apărare, pentru că în apărare, de exemplu, la 7 meciuri jucate acasă care le-au avut în acest sezon, Craiova a regulaveraj 5-5. Asta înseamnă că nici nu dă, nici nu ia goluri. Și la 5-5 ăsta a primit două goluri cu Craiova, care e o echipă foarte bună, și un gol cu Steaua din penalti, care știți și voi cum a fost penaltiul ăla. Deci e clar că ne va aștepta un meci foarte greu. Ei au o echipă în apărare bună, dar le lipsea ceva în atac. Și poate Trica a reușit să aducă acel plus în atac, pentru că el a fost un mare fotbalist pe faza de atac. Asta toată lumea știe. Tot aici, în primul meci, a fost 2-0 pentru ei inițial, dar CFR a tot rezultatul până la 2-0 a fost pentru CFR? Da, 3-2 se termină. 2-0, 2-2, 2-3-2. Și 3-2, da. Da. Am revăzut meciul zilele astea, pentru că nu eram la echipă și nu atunci nu am văzut meciul și acum l-am văzut. Eu cred că e cu totul altă Craiova. În afară că erau nepregătiți și adunați în grabă, sunt foarte mulți jucători noi. Acum, pe exemplu, CDB, care în opinia mea e cel mai periculos jucător al lor, nu era la acel meci. Dar și așa au făcut un meci foarte bun. Să revii 2-0, 2-2, după care repriza a doua Petrilă, pe final a înscris al treilea gol. Eu mă aștept, ca de obicei, la un meci foarte, foarte greu. Ei au nevoie de puncte, noi avem nevoie de puncte și cred că va fi un meci interesant. Domnule Petrescu, ați avut o discuție cu conducerea clubului, ați văzut probabil titlurile de ieri, cum că CFR e în pericol să intre în insolvență, dacă aveți emoții în ceea ce privește acest lucru? Eu n-am nicio emoție, că totul va fi bine. Am fost aici foarte mulți ani, mereu au fost aceste zvonuri.
Mereu sunt zvonuri, dar cred că președintele clubului a vorbit pe această temă ieri și nu cred că are rost să mai vorbesc eu din nou. A vorbit Balaș, a spus tot ce trebuie despre acest subiect. Sunteți un antrenor care totdeauna a dorit liniște din punct de vedere financiar, în primul rând la jucători. Este această liniște la CFR în momentul de față? Normal că orice antrenor își dorește liniște și oricine mai vrea. Dar, până la urmă, suntem obișnuiți în România cu ce se întâmplă și nu cred că în momentul de față e o problemă la CFR. Cred că lucrul acesta puteți să întrebați jucătorii. Toată lumea e concentrată, e serioasă, vrea să câștige meciuri. Suntem convinși și conștienți că indiferent ce va fi, adică lucrurile se vor așeza la un moment dat, 100%. Acum, astea sunt speculații care presa poate să le facă și să zică orice, dar în momentul de față la CFR eu văd o liniște și la jucători și la nivel de club. Ați putea să lucrați vreodată cu Gigi Becali? Da. Vă întreb asta în contextul a ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme. Bine, acum unde sunt, n-aș vrea să dezvolt acest subiect, n-aș vrea să intru în detalii, n-aș fi corect. Dacă eram antrenor liber, poate aș fi putut să răspund la această întrebare. Dar altfel spus, e oarecum CFR avantajat acum de ceea ce s-a întâmplat la FCSB în lupta pentru titlu? CFR e avantajată dacă câștigă meciuri, atât. Restul nu e avantajată de nimeni și nimic. CFR e sub presiune mereu, a luat 4 campionate la rând. E normal că presiunea e la noi, nu la alte echipe. Pentru că la noi trebuie să demonstrăm în continuare că suntem cei mai buni. Alte echipe, dacă vin din spate, poate ar fi o surpriză. Schimb, la CFR e presiune maximă mereu. Ați fost sunat în ultima vreme de cineva din cadrul Federației Române de Fotbal pentru a vi se propune postul de selecționer sau, dacă nu de cineva din cadrul Federației, de cineva apropiat, să spunem, Federației? Am fost antrenor liber 6 luni, n-am fost sunat. Am venit de 3 luni la CFR, n-am fost sunat niciodată. De nimeni. Se pune problema să preluați postul de selecționer în cazul în care veți fi ofertat? Păi nu s-a răspuns că nu m-au sunat, nu să știu. Pe ei trebuie să-i întrebați, nu pe mine. Eu n-am primit niciun telefon de la nimeni. Celor care mă propun le mulțumesc, înseamnă că au încredere de mine. Dar nu decid ei cine va fi antrenorul naționalei. Cred că va decide federația și, din ce am înțeles, că va rămâne același antrenor. Așa am înțeles, nu știu dacă e adevărat. Credeți că va rămâne Mirel Rădoi? Chiar nu știu ce să zic. Cum catalogați această campanie de calificare la campionatul mondial, încheiată cu un eșec, putem spune, ținând cont că am fost oarecum la mâna noastră pentru a ajunge la acel baraj? Păi tu m-ai întrebat și tu ai răspuns. Tu m-ai întrebat cum caracterizați și tu ai zis un eșec. Asta e răspunsul. Un eșec. Dar e frustrant să pornim iarăși cu aceleași speranțe că ne vom califica la următorul turneu mondial sau european? Sau... Noi când ne-am lăsat de fotbal generația noastră, noi am declarat o să vă fie dor de noi, 20 de ani nu ne calificăm la mondiale, dar cred că am greșit, poate 30 sau 40 de ani. Cred că așa va fi, 40 de ani văd eu. Va fi foarte greu să mai ajungem la mondial când în grupă cu Armenia și cu Macedonia nu poți să te califici pe locul 2. Deci, ce să mai vorbim? Foarte deranjant. Asta este situația, trebuie să acceptăm. Nu știu ce trebuie să întâmple, dar o grupă mai ușoară nu o să mai avem pentru un campionat mondial. Asta sigur. Până la urmă, ce e? Lipsă de valoare? Lipsa condițiilor? Lipsa banilor? Tot. Ce atârnă mai greu în aceste calificări? Foarte multe. Poate toate la un loc fac ca noi să nu fim la campionat mondial. Sunt multe. Dar datoria mea este să fiu antrenor. Dacă aș fi liber, eu cred că aș vorbi mai mult. Dar vreau să le păstrez pentru mine și să-i las pe alții care sunt specialiști și vorbesc la televizor toată ziua. Meseria mea e să antrenez CFR, să câștige meciuri și să ajungă campioană și în Europa cât mai sus. Asta e meseria mea acum. Aveți clauză de reziliere? Da. E mare și ar permite o federație să o plătească? Oricine și-o permite, nu e așa de mare. Da. Și antrenor la CFR și selecționer la național. Asta, îmi propui tu ești șef. Nu, dar ați accepta? Ați accepta această situație? Eu nu răspund la întrebări care nu. V-am mai zis cu dacă și cu parcă. Când voi primi o ofertă, vă dau cuvântul meu de onoare că vă spun.
Până atunci... Da, dar până atunci, dacă n-am ce ofertă de la nimeni, eu ce să vă răspund? În momentul de față am zis ce fac. Vreau să mă focusez 100% la CFR, așa cum fac mereu, să dau tot aici și să încerc să scot maxim. Dacă mă gândesc la dacă și cu parcă, nu ajung nicăieri. Nu-mi place să stau la televizor toată ziua, nu-mi place să scriu povești, Facebook-uri, Instagram-uri și nu știu ce. Mie îmi place să antrenez. Și să antrenez CFR acum, cât pot eu de bine. După aia, dacă vine vreo ofertă de la echipa națională a României sau alte țări, vă spun 100%. 100% vă spun. Deci, în momentul de față n-am primit nicio ofertă și nu vreau să răspund la o întrebare cu dacă. Mulțumesc. Dar ar fi tentantă în momentul de față o ofertă? Nu răspund. N-am nicio ofertă la nimeni. În momentul de față n-am nicio ofertă la nimeni și v-am zis, sunt bine unde sunt. Uitați-vă unde sunt. Sunt pe scaunul antrenorului echipei campioane. Sunt foarte bine.